dați-mi voie să vă salut și așa și pe cum sunt. Îi salut în numele formației Mazel Tov a comunității evreilor din Cluj. Salut gazdele, salut oaspeții, salut pe toți invitații și vă invităm să urmăriți programul pe care l-a pregătit formația cu scopul de a vă simți toți bine și să vă înveseliți. După ce formația va interpreta o suită instrumentală intitulată Mitzvah, Blessing Nigun și Freile, adică dans de nuntă, un cântec binecuvântat, binecuvântare în cântec și veselie. Vă invităm, pentru că este Tubișvat, pentru că este anul nou al pomilor, vă invităm să veniți cu noi, să vă imaginați că sunteți într-o livadă înflorită, plină de pomi, pentru că noi vă vom cânta despre pomi. Vom cânta despre migdalul care înflorește și vestește primăvara. Vom cânta despre pomul de rodie, pentru că, așa cum ați auzit deja, rodia are o importantă semnificație în cultura iudaică, dar în același timp este și simbolul Armeniei și în felul acesta mai aducem un salut în plus și un omagiu cu aspeților noștri. Mergem mai departe și mireasma mărului roșu-purpuriu poartă și el primăvara și iubirea. Și pentru că e vorba de iubire, ne lăsăm vrăjiți de parfumul trandafirilor care vor înflori puțin mai târziu. Așadar, aceasta este prima parte a programului la care vă invităm să ne ascultăm.
capului roșu, purpuriu. Oh,
animalului lor, al pomilor, s-a încheiat cu acest cântec de dragoste. Am terminat și cu partea în ivrit a programului nostru și urmează câteva cântece în Yiddish. Coborând din grădina înflorită, la malul mării, unde însoțim pescarul care pleacă să pescuiască și pe lângă el este și un tânăr îndrăgostit care își caută iubita. Din păcate, amândoi se întorc dezamăgiți, tânărul nu și-a găsit iubita, pescarul n-a prins pește, dar peștele nu va lipsi la cina tradițională de vineri seara, când se primește Sfânta Zi de Șabat și când, după ce rabinul își rosește binecuvântările, se aduce la masă tradiționalul pește umplut. Și toată lumea este veselă, rabinul și rabineasă cântă și dansează și noi vă invităm pe dumneavoastră să urmăriți aceste cântece speri. Thank you.
tip, o să spunem ce v-am mai spus și altă dată. Toți suntem frați, nu-i așa? Toți suntem frați și după aceea închinăm cu toții pentru viață și pentru noi. Thank you.
niște coruri frumoase, urmează niște dansuri extraordinare, urmează un grup de tinere, minunatele și talentatele surori Casapiane, așa că vă dorim să fiți împreună cu toții, să-i aplaudați pe toți și după aceea cred că vi se face foame și aveți să vă potoliți foamea cu niște bucate alese. Vă dorim! Vă dorim! Vă dorim!